nu mă ocup realmente de funcția de prefect și subprefect al județului Vrancea, pentru că ele sunt, conform legii, funcția politice. Au fost politizate excesiv, cum spunem, și într-un mod absolut, și cunoașteți abuzurile celebre pe care eu le-am demontat în justiție a prefectului județului Vrancea din ultimii ani. Deci nu este responsabilitatea mea să mă ocup de cine va fi reprezentantul guvernului. Probabil că în ședința de marți a Guvernului României, noi, înalți funcționari publici, care vor fi reprezentanții Guvernului în teritoriu, vor fi numiți de către Guvern. Dacă sunt funcționari publici clasa 1 și îndeplinesc condițiile legii funcționarilor publici și a legii de organizare și funcționare a instituției prefectului, pot fi chiar și din această instituție. Funcționari publici clasa 1, nu spun, sunt cei care au deținut calitatea prin lege de funcționari publici, care au o vechime de cel puțin 5 ani în calitate de funcționari publici și care îndeplinesc condițiile stabilite de legea funcționarilor publici. Adică funcționar public să fi lucrat într-o instituție publică, să fi avut această calitate și să aibă 5 ani vechime. La 5 ani vechime, bineînțeles că au și experiența necesară de a îndeplini calitatea de înalt funcționar public. Prefectul trebuie să îndeplinească doar calitatea de funcționar public la clasa 1, așa cum am spus. Adică să fi lucrat într-o instituție publică, să fi avut calitatea de funcționar public și să aibă vechime de cel puțin 5 ani în funcția de conducere ca funcționar public pe care a deținut-o într-una din instituțiile statului român. Fie administrație centrală, fie administrație locală.